Flashback. Ne întoarcem în timp. Ianuarie 2019. O mașină. Doi actori celebri. Nu chiar celebri. Mă rog, doi actori normali și un concept îndrăzneț. Teatru în mașină. Cu o temă pe măsură, economisirea. V-a plăcut? V-ați înscris pentru o cursă cu noi și acum suntem gata pentru prima reprezentație. Să vină publicul! Bună! Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Vlad. Eu sunt Otilia. Salut! Eu sunt Andrei, îmi pare Cristian. Bine. Și suntem foarte bucuroși că ai venit în mașina noastră cu teatru. Eu joc în piese de teatru, în filme. Eu joc în piese de teatru. V-am urmărit pe amândoi, vă știu. Piesa pe care o să o vezi astăzi se numește Doi frați. Însemnăm atât de bine că era păcat să nu folosim chestia asta. Numele personajului meu este David și pentru că, după cum bine vedeți, sunt mai tânăr, mai frumușel, eu joc fratele cel mic. O să joc pe Marius, care e fratele mai mare, pentru că e mai experimentat, mai econom, mai deștept. Hai să o lăsăm pe domnișoara să decidă. Primesc mesaje că sunt chipeș. Tu primești mesaje? Amândoi sunteți, amândoi în mod egal. Tema este economisirea. Tu economisești? Da și nu, am momente în care da, am momente în care nu. Da. Serios? Da, sunt un om foarte econom. Păi eu vreau să economisesc mai mult de 20% din venitul lunar. Cam cât pui deoparte într-o lună? Aș putea să zic chiar peste 50%. Economisezi mult, puțin? Deloc. Deloc? Deloc. Wow. A, atunci e perfect, ați venit exact unde trebuie. Asta e tema piesei. Chestia e că în funcție de cât economisește pasagerul, da, noi suntem obligați să intensificăm jocul. Ce vrei să faci cu banii sau n-ai un plan concret? Păi uite, de exemplu, anul ăsta avem nuntă. Să fie într-un ceas bun. Ești pregătită? Foarte pregătită. Gata, fii atent că intru în Marius. Încep să fiu Marius. Liniște, se sting luminile. Așa, bine, noi acum n-avem ce lumini să stingem, că suntem în mașină. Ignorăm traficul, nu sunt mașini, nu sunt claxoane. Aici vrea ca șoferul să nu uite de trafic. Nu, noi uităm. Noi fiți uităm. Foarte uităm, liniștită, da, sunteți în perfectă siguranță. Așadar, ne aflăm în biroul domnului Steriade. Asta e taică-meu. Și taică-meu. Păi normal că e și taică-tu. Ai spus că titlul e Doi frați. Da. Cine era, da, să fie? Voiam să spui violoncel, te rog. Suntem în biroul domnului Steriade, un afacerist prosper care tocmai îi se adresează secretarei lui. Nu avem nici secretară și vă să vă rog să ne imaginăm, ne închipuim, da, o secretară. Aurelia! Cheamă-i, te rog, pe cei doi fii ai mei. Pac! Și sunt Aurelia. David? Marius? Tatăl vostru vă așteaptă în birou. Acum! Da, tată! Acum suntem fii. Da. Da, tată! Ce s-a întâmplat, tată? Dragii mei, avem o problemă. Dumnezeule, tată, e ceva grav? Nu e absolut nimic grav, e doar foarte important. Încep să îmbătrânesc, am multe pe suflet și mă pregătesc pentru pensie. Oh, dar ești prea tânăr pentru asta, tată. Da, pe dracu, el de-abia așteaptă să ia locul lui tata. Și spune-ne, tata, cui ai să lași compania moștenire? Căruia dintre noi doi? Compania mea va fi moștenită de cel mai iscusit dintre voi. Am pentru voi o probă foarte importantă. În fiecare lună primiți de la firma mea un salariu frumușel și văd că vă pricepeți să-l cheltuiți foarte bine, aha, dar aș vrea să văd dacă vă pricepeți să îl și economisiți. Așa că aveți la dispoziție un an. Cel care va fi cel mai chibzuit dintre voi doi, cel care va face cele mai multe economii în acest an, va prelua întreaga mea afacere, întregul meu imperiu financiar. Nu te voi dezamăgi, tată. Eu voi fi acela care să merite asta. Nu te grăbi așa tare. Vedem peste un an ce se întâmplă. Asta e gongul, că n-avem nici gongul. S-a terminat atunci. Asta a fost atunci. Ei, cum vi s-a părut până aici? E ok? Cât de cât? E catchy? E perfect, da. E perfect? Bun. Știam că suntem buni.